apă, ochelari de soare și haine cât mai subțiri. Așa au întâmpinat piteștenii dimineața acestei zile, după ce în ultima perioadă au fost nevoiți să apeleze la încă o bluză. A venit un nou val de căldură. Este abia ora 10 și temperaturile au trecut deja de 30 de grade. O perioadă normală pentru vară, am putea spune, dacă nu ținem cont de faptul că am depășit deja jumătatea lunii august. Și deși în ultimele două săptămâni a plouat și a fost răcoare, semnele cum că ar veni toamna s-au oprit. Vara revine în forță. Și o să tot dureze, anunță meteorologii. Aceștia spun că de azi avem cod galben de caniculă. Va ține toată săptămâna și temperaturile vor ajunge și la 39 de grade. Și pentru că e cald și încă mai au vacanță, piteștenii n-au vrut să renunțe la distracția de la bazin. Au profitat de apă și vremea frumoasă.